Am decis că la videoclipurile de acest gen de interviu să aleg aleatoriu un fan sau un jucător sau el să-mi dea SMS și eu voi alege un doritor să-mi iau un interviu pe un anumit subiect. Astăzi l-am alături de mine pe Zuni. Salutare, prieteni, am revenit cu al doilea interviu pe care un om aleatoriu sau un fan aleatoriu mi-l va adresa mie cu întrebările lui pe un anumit subiect. Astăzi vom încerca să abordăm subiectul legat de evoluția mea în afaceri pe acest server. Ok, astăzi l-am ca invitat pe Zuni. Salut! Ok, l-am întrebat pe slash că random cine vrea și Zuni mi-a răspuns. Apropo, Wacrog mi-a lăsat liderul în top câteva zile, nu știu. Îi mulțumesc mult prin această ocazie. Ești maker, am mai recrutat și niște membri. Tararam, tararam. Ok, Zuni, să-ți auzim întrebările legate de evoluția mea în afaceri. Ok, am vreo 4-5 întrebări. Prima și cea mai cunoscută, cum a fost startul tău pe server și dacă te-a ajutat cineva să faci acest ban pe care ai la momentul actual? Băi, când am intrat pe server, eu atunci învățam să joc SAMP. Deci nu prea multe, nu prea știam cum să fac banii, nu prea știam cum, nu știam mai nimic. Aproape ca mai nimic. Singurul care a reușit să mă ajute a fost Robi Dazlo, care m-am dădea, nu știu, mașini de-astea Hermes, Tampa, de-astea mai ușoare, să zic așa, mai decente. Mamă, cât spam! Musă, mamă, cât spam! Ok. Păi și cam, stai puțin să răspund până la capăt. Continu. La început n-am primit bani mai de la evenimente, mai câștigam câte un 5-6k și făceam foarte mult job la Corey. Ia să vedem, să vă arăt skills. Vedeți Corey Mechanic 5, asta e făcut cu abuz. Unde-i mă Corey? Nu știu, poate-l vedeți acum și mă înjurați. Aici, muncitor la carieră 5. Da, vedeți și voi. E, mechanicul tine face cu abuz, hai să fim serioși. Da, stați restricție, stai puțin. Ok. Păi încă făceau ăștia spam. Ok, și foarte multe mesaje. Cu ocazia asta vă zic și paște fericit. Ok, Zuni, următoarea întrebare. Next question. Afacerile pe care le-ai făcut ți-au adus plusuri și minusuri. Bineînțeles, afacerile aduc și plusuri și minusuri, dar crezi că ai ieșit mai mult pe plus sau pe minus? Păi hai să o luăm așa, cu afacerile pe care le-am făcut eu. Mai întâi am cumpărat o Blista Compact, ții minte exact, bă, la 50k și am vândut-o pe 70, așa. După Blista am vândut-o, am mai strâns o bandă la job și am luat... Și am luat, stă pe limbă, Phoenix mă dă la Phoenix și mi-a plăcut foarte mult. După Phoenix am urcat la Uranus. Da, și Uranusul respectiv l-am ținut câteva săptămâni pentru că nu puteam să-l vând efectiv și până la urmă, cred că l-am vândut Aniței sau lui Gabriela, oricum știu că era un rang 5 în paramedic, o fată. Nu mai țin de exact. Sau Ale, îi exact, Ale, bă, Ale, lui Ale am vândut. Ale, da. Ok, nu mă lua Ale, lui Diana, gata bă, Diana. A, Diana are, da, actuala Casey. Da, aia. Ok, Diana i-am vândut Uranusul. După ușor am urcat, am cumpărat Infernus, am luat o țeapă cu Infernus, nu știam atunci mare chestii despre... Da, erau și mari cămătare atunci, puteai la țeapă cu Uranus. Exact, am luat țeapă cu Infernus și mi-a dat un sultan pe Infernus, nu stau să detaliez acum. Ții minte că țeapa mi-a dat-o Așa e jocul, sau Ronix, că e aceeași persoană. Marele afaceri de pe server. Exact. Stai, la o aplicație acceptat. Dar de fapt, hai că îți stau. Stai că vreau să îmi cere pe Gazi să-l bag în clan. Și eu celălalt o să aștepte până îl bag eu pe Gazi, pentru că pe Gazi e și coleg și are prioritate. Alright, mai departe. Eu n-am aplicat, că mi-a dat Vucorc, invite direct. Mai departe, ce s-a întâmplat? Păi mai departe, ții minte prima afacere semnificativă pe care am făcut-o, am cumpărat Rent Bike SF la 5kk de la Lunetistul, așa chema, numai Legionarul, de la Legionarul. Acum am eu bike rent-ul.
Așa, și l-am vândut pe 13 caca lui VG Powerpuff. Vai, a fost profit 8 caca profit. Chiar 8 caca profit. A fost ceva, wow, mamă, să am eu 13 caca. După am început să-mi cumpăr mașini din banii aia. După cum vedeți, mașina asta le-am de atunci, Bullet Infernus NRG Sultan Turismo. După ce am cumpărat mașinile, am zis, ok, am mai strâns eu niște bani, am mai primit mai multe chestii și după am decis să cumpăr încă un biz. Astfel am cumpărat CarPlate la 20kk, mi-am luat țeapă pentru că ăla de fapt făceam sub 14kk, dar mă rog. Și am găsit un fraier și l-am vândut pe 22kk, acela fiind Mr. ITLD, fostul lider de țară Brațva. Stați că ne strigă Wacrog, liderul clanului Tov. Bag piciorul, dc. De ce te-ai speriat, mare? Ce are, mă, ăsta, Zuni? Nu știu ce-o pățit. Nu știu, crede că i-am furat clanul, ce naiba. Am intrat pe website și ce-ai pățit? Am văzut 19. Ce 19, mă? E nab, mă! Cred că s-a uitat la alt clan. Doamne! A, ce ai făcut? Să uita la alt clan. Noi mai suntem 40 sau cât drag suntem. 50 suntem. 49 din 50 și trebuie să dau invite la unul. Ok. Așa, am vândut pe 22kk. După am mai strâns eu bani și am făcut 30kk. Nu. 28kk. Am dat 26kk pe Car Color și l-am vândut pe 31kk. Și acum am 31kk cash. Mai departe, Zuni. Roburile crezi că te ajută extrem de mult să faci avere? Unii spun că da, alții spun că nu, că nu merită să faci ei. Da, roburile ajută foarte mult, mai ales dacă le dai dimineața. Roburile, din roburi chiar scoți avere. Spre exemplu, le poți și da seara, acum pe perioada de vacanță. Eu aseară am dat două roburi și am dat 180k. De pe principal, corect. Secunda. Merită. Corect. Ok, next question, pentru că timpul se scurge rapid. Crezi că facțiunile au un rol important în adunarea averii? Mai ales cele de tip PD. Dar cu un mare dar. Dacă vrei să faci bani din facțiune, te faci PD la echipa de rutier sau Hitman Agency. Alte facțiuni, tragi de ele și nu scoți niciun ban din ele, mai repede faci la job. Da, și ultima întrebare și cred că cea mai importantă, dar cât de mult te-au ajutat să abonați și mărește averea? Piu, aici am multe de zis, foarte multe de zis. Păi, cred că din donațiile fanilor și prin ocazia asta le mulțumesc foarte mult, cred că am făcut undeva la 5kk, 5-6kk. Păi nu mai știu că de două ori, nu mai știu că am primit două sanking-uri și un NRG pe care le-am vândut aproximativ cu NRG, vreo 2kk și ceva. Aproximativ toate astea. Am mai primit și case, am primit și cash foarte mult, 700 de cash știu că am primit. Am și o listă cu donatorii, o să spun în alte videoclipuri. Am primit foarte multe donații din partea fanilor și prin ocazia asta le mulțumesc foarte, foarte mult, sunteți niște oameni minunați. Tu ai spus că nu prea te-ai uitat la videouri, că ești mai ocupat, dar îți mulțumesc și ție că ai acceptat, să zic așa, te-ai oferit să-mi iei acest interviu. Cu mare plăcere și altă dată, dacă mai ai nevoie. Ok, și prin ocazia asta vă mai reamintesc încă o dată ceea ce am spus la început, ceea ce ați văzut în acel mic intro. Voi face interviuri o dată pe zi, aș vrea eu, în care un fan sau un player de pe server aleatoriu să-mi pună întrebări pe o anumită temă pe care o precizez eu. Păi cam atât a fost cu tema de pe astăzi. Zuni, vrei să-mi adaugi ceva, să transmit ceva oamenilor? Ai ocazie. Sărbători fericite tuturor și, ce să zic, vacanță plăcută. Auzi, mare, dar tu de ce ești civil? A aplicat FBI, am ieșit din taxi, nu vreau să intru în foarte multe detalii. Ok, deci ești bazat. Ok, bă, gata, nu ne mai lungim, v-am pupat, mulțumesc de vizionare. Zuni vă salută și mersi de... Like la Shifty, salut! Ok, bye!